citim Psalmul 123, pagina 629. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngânfați de disprețul celor trufași. Amin. Vă invit să vă reașezați. Psalmul 123 este un psalm, așa cum îl vedem scris aici, o cântare a treptelor. Se crede despre acești psalmi că erau psalmii cântați de pelerini atunci când mergeau la Ierusalim să se închine și era o serie de psalmi și aici, unul după altul, sunt acești psalmi, o cântare a treptelor. Se mai crede că este și un psalm sau o cântare cântată de bărbați atunci când urcau cele 15 trepte care ofereau accesul către curtea bărbaților acolo în templu. Este o cântare însă care ne învață și pe noi astăzi ceva și putem învăța ceva. Ne ajută astăzi mai mult ca oricând să ne ridicăm privirile spre Domnul. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Trăim vremurile din urmă și în vremurile din urmă Domnul Iisus spunea: când veți vedea toate aceste lucruri, suntem tentați să ne uităm la știri, la telejurnale, la vești care ajung dintr-o parte în alta. Însă în vremea aceasta, mai mult ca oricând, suntem îndemnați de Cuvântul lui Dumnezeu să ne ridicăm ochii spre cer. Să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu, să vedem că pământul acesta are un stăpân. Să știm că pământul acesta are un creator. Să știm că stăpânul acesta, Dumnezeul nostru, este suveran peste istorie, este suveran peste întreg universul și noi ne închinăm Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Cântarea aceasta prezintă o imagine cam greu de înțeles pentru vremea în care trăim noi. Nu numai că este greu de înțeles, dar este și greu de acceptat, pentru că ea prezintă relația dintre un rob și stăpânul său. De-a lungul timpului, pe parcursul istoriei, au existat dintotdeauna relațiile acestea rob-stăpân. Dar în vremea aceasta, în contemporaneitate, imaginea aceasta nu mai este una actuală, nu mai este una relevantă, pentru că sclavagismul a fost de mult abolit prin legi și acum nu numai că statutul de rob este deja învechit, dar chiar este interzis prin lege. Însă, dincolo de deciziile factorilor politici, dincolo de ceea ce se întâmplă în societate, adevărul acesta, realitatea aceasta va rămâne și nimeni și nimic nu o poate șterge. Dumnezeu este stăpân. Acesta este un adevăr pe care psalmul acesta îl scoate în relief și că ne place sau nu ne place, că acceptăm sau nu, asta contează prea puțin. Nu contează ceea ce cred eu sau ceea ce crezi tu. Adevărul acesta este și va rămâne în picioare pentru totdeauna, pentru vecii vecilor. Să știe tot pământul că are un creator și creatorul acesta este stăpân, este suveran și dispune după cum voiește el de toată creația lui. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este stăpân. El este creator și el este proprietarul tuturor lucrurilor. El este proprietarul de drept al tuturor lucrurilor și al tuturor persoanelor. Și El poate dispune de orice și de oricine după cum dorește. Și nu-L poate nimeni întreba, nu-I poate nimeni cere socoteală, nu-L poate judeca cineva, nu-L poate pedepsi cineva pentru această autoritate de care dispune, pe care o are. Deci, un lucru trebuie să fie astăzi clar. Primul adevăr pe care trebuie să-l înțelegem prin acest psalm este că Dumnezeu este stăpân. Și noi ne uităm, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului, așa ne uităm noi la Domnul. Adică noi acceptăm relația aceasta, rob-stăpân, este relația omului cu Dumnezeu. Ne place sau nu ne place? Dar Dumnezeu
este stăpân. În al doilea rând, al doilea adevăr care trebuie să fie la fel de clar pentru fiecare dintre noi, că poate cu primul suntem de acord, da, Dumnezeu este stăpân, e creatorul, este proprietarul de drept al tuturor lucrurilor, este suveran, are putere. Însă al doilea adevăr, poate e mai greu de acceptat, dar este la fel de real și de adevărat, și anume că omul este un rob. Ne place sau nu? Omul este un rob. Ce înseamnă asta? El nu poate dispune de viața lui după cum dorește. E adevărat că noi putem face ușor confuzia aceea că omul are o anumită libertate. Dar știți cum e, cu libertatea vigilată, cum se spune aici, e o libertate limitată. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om și i-a dat niște libertăți. Și omul este liber cumva să ia anumite decizii, câteva lucruri, dar omul este un rob. El nu poate dispune de viața lui cum dorește. El nu poate dispune de timpul lui cum dorește. El nu decide unde să se nască, el nu decide când să moară, el nu decide multe lucruri. Omul trăiește cu o iluzie a libertății, că omul este liber, face tot ce vrea și dispune de viața lui după cum dorește. Este extrem de limitată libertatea aceasta a omului. Și bine ar fi ca omul să înțeleagă acest adevăr fundamental al relației sale cu Dumnezeu, că omul este rob și Dumnezeu este stăpân. Și trebuie să vii să recunoști pe acest stăpân, să te uiți la mâna lui, să te uiți la brațul lui, să asculți de el, să te închini lui și să te supui lui. Asta trebuie să facă omul în relația lui cu Dumnezeu. Dincolo de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, că omul s-a emancipat, avem emanciparea omului, emanciparea femeii, avem drepturi, avem libertăți, avem dreptul la autodeterminare și așa mai departe. Să nu uităm realitatea aceasta și moartea ne aduce aminte sau ne convinge pe deplin și pentru totdeauna de acest mare adevăr. Omul nu e altceva decât un rob. Omul este un rob și poate fi un rob al lui Dumnezeu sau poate fi un rob al diavolului. Cert este că în relația aceasta, în ecuația asta, dacă vreți, a Universului, omul este la mijloc și omul atât poate să decidă robul cui este. Pentru că statutul de rob va rămâne pentru totdeauna un statut de rob, de serv. Nu e relevant pentru societatea noastră, este greu de acceptat pentru mințile noastre acum, noi care vrem să fim liberi, muncitorii, angajații vor drepturi, vor libertăți, vor salarii, vor recunoaștere, vor concedii, vor zile de odihnă. Acum nici asta nu mai acceptă noua generație și vor vrea toți să fie patroni și într-o zi toți vor fi patroni, dar dincolo de asta Dumnezeu rămâne stăpân și omul devine și rămâne pentru totdeauna rob. Adevărurile acestea se interpretrund, sunt interdependente unul de altul. Nu poți să recunoști pe Dumnezeu ca stăpân dacă nu recunoști statutul tău de rob. Nu ai cum. Nu poți să recunoști statutul tău de rob dacă nu îl recunoști pe cel de stăpân al lui Dumnezeu. În psalmul acesta vedem relația asta, adevărul acesta, cel mai de sus, cel mai puternic, suveran, Domn al domnilor, împăratul împăraților, se întâlnește cu cel mai de jos, cu omul. Și vedem relația asta și putem învăța ceva de la David, de la acest om care înțelege relația aceasta, înțelege adevărul acesta și atunci când vine înaintea lui Dumnezeu, nu îl sfidează pe Dumnezeu, nu se consideră egalul lui Dumnezeu. Diavolul întotdeauna a vrut și păcatul să înțelegeți că este tocmai asta. Diavolul a vrut să fie ca Dumnezeu, să se ridice pe același nivel cu Dumnezeu și nu a reușit. Diavolul l-a instigat și pe om să facă în așa fel încât să fie ca Dumnezeu, adică să aibă același statut cu el. Și de aceea suferim toate tragediile astăzi, pentru că încăpățânarea omului, mândria omului, aroganța omului nu face altceva decât vrea să fie ca Dumnezeu, să se ridice la statutul de Dumnezeu. Ori asta nu se poate. Nu poate omul.
să se ridice la statutul de Dumnezeu. Omul rămâne om. Și Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și asta poate nu înțeleg cei mai mulți și de aceea oamenii trăiesc într-o oarecare libertate, independență, autonomie, trăiesc cum vor, fac ce vor, sfidându-L pe Dumnezeu și păcatul nu e altceva decât actul de răzvrătire față de Dumnezeu. Omul nu acceptă autoritatea lui Dumnezeu. Omul nu acceptă ca cineva să-i spună ce să facă. Omul nu acceptă ca cineva să-i spună cum să trăiască. Omul nu acceptă pentru că vrea să fie liber, el vrea să fie ca Dumnezeu, adică să aibă dreptul de a face ce vrea el fără să-L întrebe nimeni nimic. Și asta nu e altceva decât gândul diavolului. Asta este cea mai mare ispită a diavolului. Și asta, din păcate, este ispita pe care o trăiesc și mulți creștini. Mulți creștini care vor să trăiască cum vor ei. Nimeni să nu le spună nimic, nimeni să nu-i deranjeze, nimeni să nu le spună, pentru că ei știu ei. Sunt ei un fel de Dumnezeu pe care nu trebuie să-i cer niciodată socoteală. Nu trebuie să-l iei niciodată, să-l tragi la răspundere, pentru că omul face ce vrea. Ori psalmul acesta, încă o dată, ne arată care e statutul nostru și care e statutul lui Dumnezeu. Și cum ar trebui noi să-L privim pe Dumnezeu când ne ridicăm ochii spre cer. Noi nu trebuie să ne permitem să-I poruncim lui Dumnezeu. Noi nu ne putem permite să-L luăm la întrebări pe Dumnezeu de ce a făcut asta, de ce n-a făcut cealaltă, cum de și-a permis El să trimită necazul ăsta sau problema aceea, cum de nu ne dă ceea ce vrem noi. Și există, din păcate, această atitudine arogantă a omului care crede că îl poate sfida pe Dumnezeu, că îl poate provoca pe Dumnezeu. David ne învață ce înseamnă smerenia. Noi când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să venim conștienți de acest statut de rob. El este stăpânul, iar noi suntem robii. Și robul când vine, îngenunchează în fața stăpânului, îi recunoaște suveranitatea și ascultă de ceea ce îi spune stăpânul. Noi nu suntem egalii lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să înțelegem ce înseamnă închinarea, ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu, ce înseamnă să trăim în voia lui Dumnezeu, că nu putem face ce vrem, pentru că avem un creator, avem un stăpân, avem un proprietar. Nimic nu este al nostru. Nici noi nu suntem ai noștri. Noi suntem ai Domnului. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt, trupul nostru nu e al nostru, ci al Lui. Tot ce avem noi este de la El și toate aparțin Lui. Noi nu suntem proprietari a nimic din lumea asta. Dumnezeu pentru un timp ne-a acordat o libertate limitată să facem câte ceva, ca robul acela care a primit talanții. El a făcut ce a vrut, dar pentru un timp, pentru că într-o zi stăpânul ne-a spus, vino să dai socoteală și vei suporta rigorile, consecințele deciziilor tale. Nu poți să faci ce vrei și nimeni să nu te ia la răspundere. Tu faci ce vrei, dar vine ziua socoterilor. Asta înseamnă statutul de rob. Da, ai o libertate limitată. Așa cum sunt societățile cu responsabilitate limitată, SRL. Ăsta e omul cu responsabilitate limitată. Tu faci ce vrei până la un punct, dar vine o zi a socoterilor. Și de aceea trebuie să ții cont de acest adevăr. De aceea, titlul mesajului din ziua aceasta este Cum se uită robul la mâna stăpânului? Pentru că este greu pentru noi, noi nu mai trăim realitatea aceasta a robiei, dar David înțelegea atunci ce însemna lucrul acesta, ca rege știa ce înseamnă, cum ar trebui să se poarte un rob, cum ar trebui să-l privească un rob și așa mai departe. Cum se uită robul la mâna stăpânului? Ce așteptări poate avea un rob de la stăpânul său? Ce mesaje se poate transmite prin mâna stăpânului? Pentru că mâna stăpânului întotdeauna trimitea mesaje, era un mijloc de comunicare. Mâna era un mijloc de comunicare, de a da porunci. Și o să trecem puțin așa în revistă câteva pasaje biblice, câteva episoade biblice, să înțelegem lucrul acesta. Ce indică mâna stăpânului? În primul rând, mâna stăpânului indică acceptare. Nu putea intra oricine la împărat.
Nu putea intra robul când vroia el, vrea, nu vrea, el intra acum la stăpân că vrea el să ceară. Totdeauna trebuia să ceară permisiunea. Și întotdeauna permisiunea îi se dădea dacă stăpânul întindea mâna. Putea să-i spună, poftim, vino. Cunoașteți cu toți povestea Esterei. Estera era împărăteasă. Era soția împăratului, era regina. A venit Mardoheu și a spus, Estera, e urgent, trebuie să mergi, e vorba de viața poporului tău, e vorba de noi, e vorba de toți evreii, trebuie să intervii la împărat, trebuie să mergi la împărat, să vorbești împăratului despre legea pe care a dat-o, pericolul care ne amenință viața, existența poporului nostru, trebuie să mergi la împărat. Și la început Estera a prezentat tocmai realitatea despre care vorbesc. A spus, eu nu mă pot duce când vreau eu la împărat. Eu mă pot duce doar dacă sunt chemată. Dacă mă duc așa, nu știu dacă mă acceptă el, n-are nicio obligație să mă accepte. Dacă mă acceptă, întinde mâna, întinde toiagul și eu sunt acceptată. Dacă nu, gărzile m-au executat. Nu te poți juca cu asta. Și Estera spune, uite, tocmai sunt 30 de zile, o lună de zile de când eu n-am fost chemată la împărat și eu nu mă duc când vreau eu. Nu fac ce vreau eu. Ce facem? Așteptăm să mă cheme împăratul? Și atunci continuă discuția la care Mardocheu îi spune, poate pentru vremea asta ai fost ridicată la împărăție. Tu măcar ai posibilitatea să mergi, să riști, eu nu pot să mă duc. Și nimeni nu poate. Tu măcar ai posibilitatea să riști, tu măcar ai două posibilități, una să te accepte și una să nu te accepte. Eu n-am nicio posibilitate, eu n-am niciun fel de acces, nu mi se poate permite accesul în niciun mod. Tu mai ai o șansă. Și atunci ne spune ceva. Biblia subliniază, în ciuda legii. Estera ia decizia asta, mă voi duce la împărat, n-am permisiunea, n-am autorizație de acces, dar mă voi duce, în ciuda legii. Dacă împăratul va fi binevoitor, mă va accepta, dacă nu, îmi pun viața în pericol. Și se duce Estera la împărat, dar împăratul privind pe Estera, a întins toiagul, a întins mâna și acesta a fost gestul, acesta a fost semnalul, a fost mesajul că Estera este acceptată. Vedeți, noi venim înaintea lui Dumnezeu la biserică. Ușa bisericii este deschisă pentru oricine. Se poate ruga oricine, poate cânta oricine. Dar vreau să privim în această dimineață că noi trăim dincolo de realitatea aceasta fizică. Noi trăim într-o realitate spirituală. În această dimineață tu ești aici, dar din punct de vedere spiritual, Duhul nostru se întâlnește cu Stăpânul. Noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar în prezența lui Dumnezeu, vă garantez că nu intră oricine. Nu este acceptat oricine. Bine spunea David într-un alt psalm, ferice de acela pe care îl alegi tu ca să-l primești în curțile tale. Ferice de acel care poate să intre în prezența ta, să intre în casa lui Dumnezeu, dacă vreți, în locașul spiritual, la altarul spiritual la care noi venim înaintea lui Dumnezeu să ne închinăm lui Dumnezeu. Acolo nu are acces oricine. Accesul acolo nu se face pe bază de bani. Accesul acolo nu se face pe bază de aparențe, că te-ai îmbrăcat bine și dă bine. Accesul acolo nu se face pe bază de diplome, de certificate, de funcții, de statut pe care îl ai. Accesul acolo se face doar pentru cel care este primit de Dumnezeu, care este în voia Stăpânului, Stăpânul acela bun și credincios, care este acceptat de Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi întinde mâna și îi spune, vino. Și întreabă-te în această zi, uită-te la mâna lui Dumnezeu. Astăzi dimineață, mâna Stăpânului s-a întins și ți-a spus, vino, poți să vii? Sau ai venit cu aroganță? Ai venit ca și fariseul de altă dată spunând, Doamne, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți, uite, eu nu fac asta, nu sunt ca ceilalți oameni. Și s-a dus acasă, fără să fie socotit neprihănit, fără să fie acceptat de Dumnezeu, având o religie, având o rugăciune frumoasă, având păreri înalte despre sine, dar nu a fost acceptat de Dumnezeu. Nu a fost primit. Mâna Stăpânului a spus, nu mulțumesc, du-te acasă. Vezi de religia ta,
vezi-ți de mândria ta, vezi-ți de aroganța ta, du-te mai departe. Însă acolo, tot acolo în templu, era un om, un om păcătos, un vames, care era disprețuit, disprețuit, pentru că David sublinează de câteva ori lucrul acesta, Doamne, suntem sătui de dispreț. Oameni disprețuiți de oameni, de oameni religioși, de oameni care se cred buni, că se cred superiori. Și stătea vamesul acela, nu îndrăznea ochii să ridice spre cer, nu îndrăznea. Stătea cu atâta teamă, oare mă va primi Dumnezeu, oare mă acceptă Dumnezeu, oare mă dorește, mă mai vrea pe mine Dumnezeu, oare mă mai iartă pe mine Dumnezeu, oare mă mai mântuie pe mine Dumnezeu. Și nu îndrăznea nici ochii să ridice, ci să bătea cu pumnul în piept și zicea doar, Doamne. Întotdeauna să știți, cuvântul Doamne e tradus destul de în limba română, Doamne. Totdeauna când e vorba de Domn, înseamnă stăpân, Kyrios în greacă, stăpân. Dumnezeu, un stăpân, statutul cel mai înalt care poate exista este statutul de domn. Și nu-i domnul expresia noastră de politețe, domnul Cutare, domnul Cutărescu. E vorba de domn, de statutul unei persoane care are cea mai înaltă autoritate. Doamne! Observați că fariseu a spus Dumnezeule, pentru că pentru el era doar o religie. Vamesul a zis, Doamne, ai mila de mine, păcătosul. Invocă mila, imploră mila. Și David aici imploră mila. Doamne, ai milă de noi. Ne vom uita la tine până vei avea milă de noi. Ce înseamnă mila? Mila este un mix de emoții, de sentimente. Când te uiți spre cineva, cineva care este jos, cineva care este întristat, cineva care este supărat, cineva care este afectat, cineva care este traumatizat și ai această compasiune, acel sentiment de a te identifica cu el, e ceva ce e greu să exprimi în cuvinte. Nu-ți poate fi milă, de exemplu, haideți ca să luăm câteva exemple așa din viața reală. Dacă unul cumpără o vilă de milioane de euro, nu poți să zici că ți-e milă de el, nu? Dar dacă te uiți și vezi că în Galați cuiva apele i-au luat casa și n-a rămas cu nimic, nu e așa că te încearcă un sentiment de milă. Dacă unul e sănătos, dacă unul are de toate și merge bine, nu poți să spui că îți este milă de el. Dar dacă vezi un om bolnav, unul care nu poate să meargă, unul care nu poate să vorbească, unul care n-are ochi, unul care n-are urechi, unul care n-are haine, unul care nu are... Te încearcă un sentiment de milă. Ce vreau să spun cu asta? În ochii lui Dumnezeu, tu cum te consideri? Că aici era mare diferență între fariseu și vameș. Vameșul implora mila, pentru că atunci când implori mila, atunci când invoci mila, tu realizezi că ai nevoie să fii ajutat. Tu ești într-o situație de plâns, de jale, de disperare. Tu ai nevoie de cineva. Ori fariseul era un arogant care trebuia să el să împartă religia lui cu alții, să-i învețe pe alții, să dea sfaturi, să-i critique pe alții, să le dea note la alții, să spună, uite, eu nu-s ca păcătosul ăsta, ca vameșul acesta, ca... hrăpărețul acela, curvarul acela, mincinosul acela și el se ridica deasupra tuturor și chiar înaintea lui Dumnezeu avea curajul să spună, Doamne, eu îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți. Eu n-am nevoie de milă. Eu am nevoie doar de o diplomă acum, am nevoie doar de o apreciere, eu am nevoie ca tu să recunoști meritele mele, vreau ca tu să recunoști faptele mele, religia mea, meritele. Ceea ce noi creștinii trăim, ceea ce noi creștini ar trebui să trăim și adevărul pe care ar trebui să-l avem mereu și mereu și mereu este că tot ce suntem, suntem prin harul lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă har? O favoare nemeritată. Nu meriți. Adică nu spui, eu am făcut asta, eu merit, eu trebuie să am asta pentru că merit, eu mă calific pentru asta. Nu te califici la nimic. Pavel este clar și când vorbește de slujirea lui și când vorbește de viața lui, el pune atât de bine, atât de clar lucrul acesta, harul lui Dumnezeu.
a lucrat harul lui Dumnezeu. M-a mântuit harul lui Dumnezeu. Nu-i prin fapte ca să se laude cineva. Nu-i prin merite ca cineva să le dobândească, să le pretindă. Tu nu poți pretinde accesul înaintea lui Dumnezeu. Tu nu poți pretinde asta. Tu nu te califici pentru asta. Tu n-ai merite suficiente pentru asta. Când vii înaintea lui Dumnezeu, tu trebuie să te prăbușești ca un rob care înțelege care este statutul lui. Nu ai absolut niciun merit. Toate meritele sunt ale lui dacă el te acceptă. E harul lui, e mila lui. Harul este un termen grecesc care apare în Noul Testament, dar corespondentul lui din Vechiul Testament este mila lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Doamne! Și în ziua aceasta, dacă ești aici, ești doar prin mila lui Dumnezeu. Și dacă ești ascultat, e prin mila lui Dumnezeu. Dacă ești mântuit, e doar prin harul lui Dumnezeu. Și dacă ai ceva și dacă ești ceva, este doar datorită harului lui Dumnezeu. Ei, dacă nu înțelegi asta, dacă nu-ți înțelegi statutul de rob și dacă nu te smerești și nu te uiți la mâna stăpânului, că nu ține de tine, nu spui acum, da, eu trântesc de ușă și mă duc eu acolo cu curaj, cu tupeu, hai, acum le iau pe Dumnezeu la întrebări. Când intri în casa lui Dumnezeu, spune alt împărat, pășește, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Apropie-te cu teamă, cu reverență, cu sfială, cu rușine. Nu veni ca și cum tu ești cel mai și acum ai venit Dumnezeu să-ți dea diploma, să recunoască, să spună, tu ești cel mai neprihănit dintre toți, tu ești cel mai penticostal dintre toți, tu ești cel mai pocăit. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului, așa se uită ochii noștri la Domnul. Ce indică mâna stăpânului? Acceptare. Că Dumnezeu ne acceptă și îți face un semn cu mâna. Poți să vii. Poți să vii. Întreabă-te în această dimineață, din punct de vedere spiritual, ai fost acceptat de Dumnezeu? Ce-a făcut stăpânul semn cu mâna să vii? Te-a acceptat? Te-a primit? Te asigur că dacă ai venit cu aroganță, dacă ai venit cu mândrie, dacă ai venit confruntându-te, comparându-te cu alții, ridicându-te deasupra tuturor, crezând că tu ești cel mai, n-ai nicio șansă să fii primit. Te vei duce acasă, doar cu impresia că te-ai rugat, doar cu impresia că te-ai închinat, doar cu impresia că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dar Dumnezeu este departe de tine. Ai fost oriunde, dar nu în prezența stăpânului. Pentru că atunci când intri în prezența stăpânului, așa cum spunea la un moment dat omul lui Dumnezeu, am căzut la picioarele lui. Te cuprinde acea teamă sfântă când te apropii de Dumnezeu, este acea reverență, recunoști când Isaia l-a văzut, s-a uitat spre el și deși era un profet, deși era un om al lui Dumnezeu, deși n-avea păcate pe care să le putem enumera, totuși omul acesta a spus, sunt un om pierdut, vai de mine, sunt un om pierdut. Sunt un om cu buze necurate. Și omul acesta a stat înaintea lui Dumnezeu, a recunoscut că numai mila, numai harul lui Dumnezeu și Dumnezeu a poruncit, luați un cărbun aprins, sfințiți-l, curățiți-l, pentru că numai așa poți să intre în prezența lui Dumnezeu, curățit și sfințit de el, binecuvântat să fie numele lui. Ce indică mâna stăpânului? În al doilea rând, mâna stăpânului indică și o direcționare. Ce trebuie să facă? Stăpânii nu trebuiau să vorbească prea mult, nu trebuia să stea să explice slugilor. Stăpânii doar pocneau din deget, spuneau și știau, trebuie să aducă ceaiul. Ei comunicau foarte mult prin mână. Mâna era mesagerul. Și robul știa, bun, ia asta, du-o. Și trebuiau totdeauna să se uite la mâna stăpânului. Robul se uita la mână, pentru că mâna era mesagerul. Prin mână se transmiteau mesajele. Omul primea instrucțiuni. Ce trebuie să facă? De ce am venit astăzi înaintea lui Dumnezeu? Adevăratul rob al lui Dumnezeu,
când vine înaintea lui Dumnezeu, vine nu ca să-și etaleze meritele, nu vine ca să-și etaleze talentele, ci atunci când vine înaintea lui Dumnezeu, vine, se închină înaintea stăpânului și așteaptă ordine de la el. Așteaptă voia stăpânului. Așteaptă ca stăpânul să-i transmită ce trebuie să facă. El n-a venit aici să sară în sus să se distreze. Robul nu mergea la stăpân ca să se distreze. Și el venea înaintea stăpânului, știind că este rob și știind că stăpânul trebuie să-i spună ceva, stăpânul trebuie să-i dea ceva de făcut și el este gata să primească mesajul și să ducă la îndeplinire voia stăpânului, porunca stăpânului. Câți creștini trăiesc cu ideea asta? Că vin la biserică pentru ca Dumnezeu să-mi spună ce să fac. Eu ce să fac? Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce trebuie să fac? Oricei mai mulți vin să-i spună lui Dumnezeu ce să facă. Mulți vin cu așteptarea ce trebuie să facă alții, păstorul, comitetul, prezbiterii, cântăreții, dirijorii, ce trebuie să facă alții. Robul adevărat, robul credincios vine înaintea stăpânului cu gândul acesta, cu intenția aceasta de a asculta voia stăpânului, de a îi îndeplini voia, de a asculta mesajul lui. El vine înaintea stăpânului cu întrebarea deja pregătită. Ce trebuie să fac? Asta înseamnă ochii robilor la mâna stăpânului. Ce trebuie să fac? Ce îmi spune stăpânul? Unde mă trimite? Ce poruncă îmi dă? Care-i planul lui? Care-i voia lui? Atâți creștini trăiesc fără a avea nici cea mai mică idee despre ce înseamnă voia lui Dumnezeu, ce înseamnă planul lui Dumnezeu. Dacă l-ai întreba, care e voia lui Dumnezeu pentru săptămâna asta? Da, ce știu? De unde să știu? N-a venit Dumnezeu să-mi spună. Normal că nu vine Dumnezeu să-ți spună că trebuie tu să mergi la El. Trebuie tu să-L întrebi. Trebuie tu să te smerești. Trebuie tu să îngenunchezi. Trebuie tu să te pui la dispoziția Lui să spui, Doamne, ce vrei să fac? Altfel, trăiește cu religia ta, trăiește cu impresiile tale, potolește-ți conștiința cu faci și tu câte ceva, dar fără a avea o relație autentică, adevărată cu stăpânul. Viața noastră nu e altceva decât trăirea în voia lui Dumnezeu. Robul care vine înaintea stăpânului așteptând ca el să-ți transmită mesaje, să înțelegi din mesajul lui, trebuie să mergi acolo, trebuie să faci asta, și robul nu are ce să comenteze, dar iar eu? Cum adică eu să spăl, eu să mătur, eu să fac asta, dar vreau și eu altceva. O, câte pretenții au cei care pretind a fi slujitori, că nu fac orice, pe mine nu mă pui oricum, nu oriunde, nu oricând vrei, așa numai, la lucruri mari, extraordinare. Asta indică faptul că omul nu este rob cu adevărat. Robul adevărat acceptă voia stăpânului oricare ar fi ea. Ordinul nu se comentează. Când Dumnezeu spune ceva, e da și amin. Și omul, robul lui Dumnezeu, când Dumnezeu îi spune ceva, așa face în tocmai cum îi spune Dumnezeu. Încearcă oamenii să spună, da, trimite pe altul, eu nu sunt vrednic, eu nu sunt bun. Nu din aroganță, a zis omul lui Dumnezeu, dar nu se vedea capabil pentru asta. Ce indică mâna stăpânului? În primul rând, acceptare, că te acceptă în prezența lui, în compania lui, în slujirea lui. Apoi, direcționare, el îți arată ce trebuie să faci. Dacă tu, bineînțeles, te pui la dispoziția lui, dacă asculți de el, dacă asculți de altcineva, diavolul nu are nicio pretenție. El spune, fă ce vrei, că e suficient. Ca să mergi în iad, nu trebuie decât să faci ce vrei tu. El n-are niște porunci să spună, dacă faci asta, mergi în iad, dacă nu faci, nu mai mergi în iad. Nu, el, diavolul n-are asta. De asta, pe calea largă, de asta în iad vor ajunge mii de oameni
și vor ajunge toți oamenii care vor să facă ce vor. Pentru că diavolul nu are reguli, nu are nicio lege. El este fără de lege. Niciun capăt, niciun stăpân, nicio normă, nicio lege, nicio restricție, nicio obligație. Faci ce vrei. Și făcând ce vrei, te trezești în iad. Pentru că asta este diavolul. Asta este esența diavolului. Să faci ce vrei. Să fii un fel de Dumnezeu, fără să te ia nimeni la întrebări. Fără să spună nimeni ce să faci. Tu ești stăpân pe viața ta, pe banii tăi, pe munca ta, pe familia ta, pe casa ta, pe trupul tău, pe timpul tău. Tu ești stăpân. Tu faci ce vrei. Asta este ideea diavolului. Ideea lui Dumnezeu, care este stăpân, care este creator, care este suveran, este că tu ești un rob și Dumnezeu ți-a dăruit timp, ți-a dăruit resurse și tu trebuie să asculți de El. Dacă asculți, într-o zi vei fi chemat rob bun și credincios, ai făcut voia stăpânului și vei fi răsplătit. Nu asculți, faci ce vrei, că eu cu talentul, mi-a dat prea puțin și atunci eu mai bine nu fac deloc. Lasă că mă supăr eu, mă enervez eu și le arăt eu că nu fac eu fac eu ce vreau eu, nu ce zice stăpânul sau ce-mi zice nu știu cine. Și într-o zi, în ziua socotelilor, robul acela a fost aruncat în întunericul de afară. Pentru că în al treilea rând, cel mai de jos se întâlnește cu cel mai de sus și vine o zi a răsplătirilor. Mâna stăpânului mai indică ceva. În al treilea rând, mâna stăpânului indică și remunerare. Acum, de asta e foarte greu, nu mai e așa. Acum te uiți la altceva, poate te uiți pe telefon cât e salariul. Înainte, stăpânul, când îl plătea pe rob, când aducea plata robului, îi dădea personal, îi dădea în mână și era retribuit și totdeauna robul se uita în mâna stăpânului, oare cât are, cât aur, câți bani, câți arginți, cât este în mâna stăpânului pentru a fi răsplătit. Să știi că mâna stăpânului te va răsplăti. Isaia 40 cu 10 spune așa, iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui, mâna lui îți arată ce trebuie să faci. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Într-o zi va fi întinsă mâna stăpânului. Într-o zi ochii noștri vor privi, dacă Dumnezeu ne va da harul, să fim răsplătiți de El, ne vom uita, dar fiecare își va primi răsplata din mâna Lui. Când stăpânul a chemat pe robii Lui și le-a împărțit averea, prima dată în mâini au fost talanții. S-au uitat, unii a dat un talent, altuia doi, altuia cinci, fiecare după puterea Lui. Dar după ce a trecut timpul pe care noi îl numim viață, din nou mâna stăpânului s-a prezentat, de această dată să ceară înapoi ce ți-a dat. Și oamenii au venit să aducă în mâna stăpânului ce trebuiau să aducă, ce trebuiau să facă. Unul a spus, eu fac ce vreau, eu am timpul meu, în viața mea, n-am timp de asta, e în pământ totul aici, ți-am adus înapoi, eu nu lucrez pentru alții, eu nu lucrez pentru tine și nu m-a interesat pe mine de voia ta. Știam că ești un stăpân rău, lacom și a făcut el ideea lui despre stăpân. Dar după ce are loc judecata, stăpânul vine, și având în mână acei talanți, le spune, rob bun și credincios, ți-am dat 5 talanți și mi-a adus cu ei alt 5. Intră în bucuria stăpânului tău. Și practic i-a dat lui acei talanți și el s-a bucurat de ceea ce a slujit. L-a chemat și pe cel cu 2 și a spus, intră în bucuria stăpânului tău. Adică tu te bucuri. Tu ce ai făcut, ai făcut pentru tine. Tu te vei bucura, tu vei fi răsplătit, tu vei fi binecuvântat. Tu ai crezut că lucrezi pentru stăpân, tu ai crezut că lucrezi pentru alții, tu ai crezut că faci pentru biserică, tu ai crezut că faci pentru săraci sau pentru vădvă sau pentru nu știu cine, dar ce faci, faci pentru tine, la urma urmei faci pentru tine. Tu te vei bucura de ceea ce faci. Pentru că într-o zi, în mâna Domnului va fi răsplătirea ta. Ce vei vrea să vezi în mâna Domnului? Care să fie răsplătirea? 2 cenți pe care ai pus la coletă? Sau 0 barat, cum din păcate sunt prea mulți? 0 la orice capitol? 0 va fi și în mâna Lui. Ești conștient de asta? Ești conștient de asta?
că Dumnezeu va judeca lumea după dreptate, că va răsplăti fiecăruia efortul lui, strădania lui, sacrificiul lui. Știi asta? Dumnezeu nu va veni atunci, hai, ce ați făcut, ați făcut, dar acum la toți egal, comunism absolut. Nu, Dumnezeu va spune, cât ai făcut? Și cât ai făcut? Pentru atât vei primi răsplată. Vrei răsplată zero? Asta e. Știți că vor fi în rai oameni. Pavel îi definește mântuit ca prin foc. Adică mântuit, dar fără nicio răsplată. Eu nu vreau să fiu mântuit ca prin foc. Eu nu vreau să fiu mântuit fără nicio răsplată. Eu nu vreau doar mântuit și atât. Eu vreau să fiu mântuit și vreau să fiu răsplătit. Și vreau să lucrez cât mai mult. Și vreau să-L slujesc cât mai mult. Pentru că așa este. La fel cum la salar, muncitorul care face multe ore, muncitorul care avansează, care învață, care se pregătește, are un salar mai mare, are o categorie mai mare, are ore mai multe. Normal că la sfârșit de lună va avea mai mult și se bucură mai mult. E adevărat, trudește mai mult. Dacă tu spui, mă, zero ore, nimic, acolo nu, pregătire, nimic, totul zero, eu nu lucrez, eu nu mă implic, nu mă duc și acolo, pe linie de plutire. E decizia ta. Dar în această zi, vreau să înțelegi că ar trebui să ne uităm la mâna Stăpânului. Ar trebui să ne uităm, pentru că ea înseamnă acceptare. Te-a primit Dumnezeu, te-a acceptat Dumnezeu, te-a chemat Dumnezeu. Uită-te spre mâna Stăpânului, pentru că ea înseamnă direcționare, ea înseamnă poruncă, ea îți arată ce trebuie să faci. Încearcă să descifrezi. Pentru că atât de bine, și erau robe cei iscusiți care imediat înțelegeau, era un limbaj non-verbal, paraverbal, pe care robii îl înțelegeau, uite, vrea asta, vrea asta, ei înțelegeau, se uitau la mâna stăpânului, deja înțelegeau, nu trebuia explicații, nu trebuia apologie, te rog frumos, vino asta, în cana asta trebuie să-mi aduci, el deja știa. Stăpânul care se uita, așa cum mi-aduc aminte, când a venit noi prima dată în Italia, de asta noi ne mirăm de noua generație, că sunt diferențe colosale. Nu știai limbă, nu știai meserie, dar stăteai acolo și te uitai. Ce vrea? Imediat ai sărit, cred că vrea asta, hai, repede, duc, pregătesc, sau s-a terminat materialul, pregătesc altul, duc, mă duc, anticipez. Azi îi spui, arăt și el încă tot nu știe. Îl strigi și el tot n-a înțeles. Și alții înțelegeau fără să spună nimeni nimic. Nu știai limbă, nu știai nimic, dar tu știai, bă, s-a terminat materialul, ce fac? Hai, mă duc, pregătesc, aduc. Ce vrea? Ce-i trebuie acolo? Nu-i trebuia un satelit, îi trebuia ciocanul. Tu te-ai uitat, ce-i trebuie? Un cui. Asta e. Înțelegi deja. Dar nu mai există mentalitate de rob. Omul interesat să facă voia stăpânului. Omul interesat, oare ce vrea să spună stăpânul? Oare ce vrea să-mi transmită șeful? Ori ce vrea să-mi spună Domnul? O, noi vrem clar, vrem răspicat, dacă se poate și de două ori, dacă se poate și de trei ori, să vină și a treia predică și atunci poate o accept. Robul la mâna stăpânului se uită așteptând ca stăpânul să-i transmită ce trebuie să facă. Și apoi va veni ziua când se va uita robul la mâna stăpânului pentru a fi remunerat, pentru a fi răsplătit. Cum se uită robul la mâna stăpânului? Fără pretenții. Așteaptă doar milă, așteaptă compasiune, vine cu smerenie, se roagă, se închină, nu poruncește, cu conștientizarea dependenței totale, depind de Dumnezeu, depind de Dumnezeu, nu El de mine, El n-are nevoie de mine, El nu depinde de mine, dacă eu slujesc, atunci se bucură cerul, se întâmplă ceva în cer, El câștigă ceva, nu, eu sunt dependent de Dumnezeu, cu speranță, acest psalm mai este numit ochiul speranței. Ochiul speranței. Veneau pelerinii și se pare că acest psalm era foarte cântat, foarte apreciat de pelerinii care veneau din Babilon, veneau din diaspora, veneau de afară și acolo unde erau, erau disprețuiți, erau batjocoriți, unde-i Dumnezeul tău, dacă Dumnezeu e bun, de ce sunteți robi, de ce n-aveți nimic, de ce e așa, de ce e așa. Și când veneau spre templu, Doamne, ne este sătul sufletul de dispreț, cât ne batjocoresc alții, ce batjocuri avem, venim la tine, Stăpâne, ne uităm la mâna ta, poate se va deschide. Și veneau cu laudă, veneau cu recunoștință, era și un imn al recunoștinței, ochiul speranței.
În această zi vrem să ne rugăm și noi cu ochiul speranței, adică privind la Dumnezeu, pentru că doar la Dumnezeu avem speranțe. În politicieni degeaba ne punem speranțele, în oameni degeaba ne punem speranțele, în medici degeaba ne punem speranțele. Dacă vrem să avem o speranță, o nădejde vie, o nădejde care nu înșeală, singura nădejde este la Dumnezeu. Să ne uităm la Dumnezeu. La tine îmi ridic ochii. La tine care locuiești în ceruri. Și nu mă uit oricum, mă uit cum se uită ochiul robilor la mâna stăpânului. Ca să aibă milă. Omul nu este stăpân pe propria viață, pe propriul destin, pe propriul trup. Și a fi rob al lui Dumnezeu presupune să fii conștient că ai un statut, ai ceva de făcut, aparții acestui stăpân, nu ești al tău, aparții, totul ține de el. Dar nu uitați un lucru și poate cel mai important, a fi rob, a fi rob al lui Dumnezeu nu este dezonorant, nu este umilitor. A fi rob al lui Dumnezeu este cea mai mare onoare. S-a cântat cântarea aceasta, nu-i chemare mai mare, nu-i mai mare onoare. Când vii și îngenunchezi înaintea tronului, când vii înaintea lui Dumnezeu, când ești în prezența lui Dumnezeu, când intri în bucuria stăpânului, nu-i mai mare onoare. Nu e deloc umilitor să fii rob al lui Dumnezeu. Și nu uitați, închei cu asta, apostolii, când scriu epistole, nu vin cu funcțiile lor. Nu vine Petru să spună primul papă, cel mai întâi stătătorul bisericii sau arhii, nu știu ce. Totdeauna oamenii acestea se prezintă cu titlul acesta. Pavel, rob și apostol. Iuda, rob și apostol. Petru, rob și apostol. Iacov, rob și apostol. Toți au știut acest adevăr. Sunt un rob. Sunt rob al lui Iisus Hristos. Și dacă vrei în această zi să fii rob al lui Iisus Hristos, încearcă să-ți ridici privirea spre cer. Ridică-ți privirea în sus. Uită-te spre El. La tine îmi ridic ochii. Și mă uit cum se uită ochii robilor. Cum se uită ochii roabii la mâna stăpâniei ei. Așa ne uităm noi la Dumnezeu, până va avea milă de noi. Pentru că s-ar putea să întârzie. Ar putea că Dumnezeu spune mai răbdare. Poate nu acum, poate mai târziu. Ne vom uita până va avea milă de noi.